Da? 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 Și când vă ajunge astea care le vedeți acum? Nu ajunge. Și cât timp? E mâine și pe alții țara asta ajunge. Și pe aceea ce faci? În ce nu mă duc la lemnii, nu am cum să aduc. Cam cât faci fi drumul ca să aduci lemnii astea? Nu mă duc, nu mă duc. Ce ar înseamnă niște lemnii pentru tine ca să ai niște iarni? Hai să ducem lemnii, unde stai? Acolo, vrei să te ajut să duci lemnul? Uite, eu merg cu tine acum, da? Hai că te ajut să duci lemnul, da? Ne arăți unde stai, da? Nu, sunt mai departe eu. Hai, dar nu contează, că eu merg cu tine. Și cu lemnul stai rău? Stau rău, de tot. Am întâlnit pe soția mea tale. Da. Vineai de la pădure. Eu a fost milă că am văzut-o cum merge greu. Am ajutat-o să aducă sacina asta de lemn. Am auzit că e greu tare de lemn. Ați avut anul ăsta lemne? Nu. Nu am avut niciun lemn, nica. Nu am avut. Deci un mic chineșul ăia, adică pe ăsta. Alexandra, cât de greu e să aduci în fiecare zi lemn? Dar pe e greu de mine, cum să vă zic, e greu de mine că aduc în fiecare zi. El nu poate... El se mai duce la Olimpii, se mai duce din când în când. Ne descurcăm și noi din ajutor, din alcații. Mă mai duc cu zău, mă mai mușesc la mami, eu era cineva și mă mai duc cum mă mușesc. Nu mai dești lemne. Dimineața, dacă sunt acasă, mă duc mai dimineață să mai aduc lemne, mai descurcăm, asta e. Mai aduc eu. Mai aduc și bărbatul cât poate, pe aia ne rândăim unul pe altul. Sper. Acum pe cât timp aveți lemne? Dar nu avem deloc. Dar de unde bani? Numai ce a adus doamna acum? Da. Ce am mai adus ieri, numai azi. Atât. Ați astăzi lemne? Da. Aia este, scarii să vede. După aceea iară te să duceți. Iar te să mă duc, iar din nou, iar te să aduc. Te prind din păduri, îți dau amendă și te bate. Am mai adus niște lemni, unul ne-a tăiat ce am avut legat, știi. Să i-o tras două ghișuri pentru niște lemni. Cine ți-o tras cu biciul? Un om care lucra la pădurar, un că... polit, o leacă. Păi de ce pun lemni? O să cânt și eu lemni din pădurar, cum am adus acum. Și am zis, dar și pentru și cum, dacă eu s-am arătă și chinuită, de ce ne-a stăit alța la lemne? Plângem pe drum că nu avem cu ce încălză casa. Deci pentru câteva lemne ai luat și bătaie? Am luat și bătaie, da. Ce să faci, asta e. Mai ești. Dar pentru mine e greu, ca pe mine să te duci în fiecare zi, nu e așa ușor. Să te duci, să aduci, mai bine mi-a te ajut. Te-ai simțit vreodată singură? De câte ori? Odată. Și bine și greu, duc așa înainte. Ce-a fost în inima ta când ai văzut că te ajut să duci povara până acasă cu lemnii? După rubinii. Alocate cu chelul ei.
Nu ia zi de pachet. Îi puneți pachetele la școală la copii? Da. Dar cum? În fiecare zi. Fiecare zi. Poate e asta ceva, că mă las pe mine și îi dau la pachet. Nu pot așa ceva. Care e lucru pe care ți-l dorești cel mai mult? Cel mai mult, cel mai mult? Să fie mama sănătoasă și cu tata. Pentru că totdeauna trebuie să duc în pădure. Ce-i inima ta când știi că mama pleacă singură în pădure? Supărată. Pentru că nu este lemn. Cât de mult iubești tu pe tata și pe mama? Mult. Mama totdeauna, e face mâncare, e spală, e face toate. Dacă ar veni cineva să aducă mai multe lemne, să aveți mai multe lemne, ce-ar fi în inima ta? Bucurie. Te-ai gândit vreodată la asta?